Băi, vă salută fratele Conacu și am pentru voi cel mai tare story time. Băi, deci nu, dintre toți oamenii pe care îi cunoașteți, cred că eu eram cel mai în măsură să pățesc chestia asta. O să vă povestesc în momentele următoare ce am pățit în seara asta, mă rog, seara trecută, că voi vedeți clipul la 6 dimineața, la 4 dimineața, 3 jumate, 4 dimineața, eu, cu poliția și cu taxiurile. Pentru cine știe, am făcut live până la 2, două jumate cam așa. Am stat eu pe, la, pe Discord până la 3-3 și un pic. I-am dat mesajul Grasului, zic: băi, Grasule, mergi mă la Mex să mâncăm? Grasul nu răspunde. Zic, parfum. Acum zic, bă, Grasul nu răspunde, zic, mă duc eu. Mă pregătesc, mă urc în mașină și plec așa, cu mașina asta nouă, cu audio. Mă pregătesc, urc în mașină, plec, merg așa, tip-til, tip-til, bag Waze-ul, mergeam tip-til. Mă duc la Mex, la Basarabia. Cine știe Mac-ul de la Murarilor. Mac, ca de fiecare dată, închis la McDonald's, la drive. 24-24, altă planetă. Zic, bă, de multe ori era închis la ăștia, dar mai găseam deschis la Titan. Cine știe la Titan. Mă duc la Titan, lângă ușa în Titan acolo. Mă, mi-a urât că am lumina asta tare. Mă duc la ușa în Titan, ce vedeți? Închis și acolo. Zic, hai că mă duc direct la Dristor. Bag Dristor, bag pe navigație, pe telefon, pe Waze, Dristor Camil Resu, dau drumul la Waze, mergem pe Dristor. Ajunge la Dristor, bă, cine știe Dristorul, nu știu cum să vă explic eu acum, venind dinspre partea asta de jos, dinspre autostradă, da? Te duci la Dristor. Ați văzut că Dristorul e pe dreapta, în intersecție, și se parchează mașini, ok? Deci ca să înțelegeți voi, asta era șoseaua, puteam să facem și dreapta, pe colț aici Dristorul, și erau parcate mașini. Și eu mă bag și eu, după a doua sau a treia mașină. Și am ciupit un pic trecerea de pietoni. Un pic. Un pic mai mult. Și parchez mașina acolo, las pavarii frumos, mă duc înăuntru, comand, mă duc, plătesc o șaurma mare, o șaurma la farfurie și o porție de cartofi extra. Stăteam să-mi fac băiatul ăla, mă salută că ne cunoaștem de acolo, salut cu Lancu, salut bro, salut. Acum îmi face prima șaurma, la a doua vine un băiat în spatele meu și zice: auzi, da, tu ești cu Audi la alb? Da. Și vezi că e poliția lângă el. Bă, și când mă uit în spatele meu, ce credeți, mă? Poliția, gen, mă uit în spatele meu, până geamuri. Un polițai cu un carnet în mână să uită la mașină. Mamă, mâncați și blata, m-a luat, gata. Zic, mamă, amendă seara, zic, aici e pătrecere, ține-te bine. Mă duc lângă el, zic, să trăiți mașina mea. Zice, bună seara, prezentați-mi și mie, zice, aici ați parcat. Și domnule, zic, erau, bă, cum mi s-a mai întâmplat, deci, intro. Băgăm așa un pic între. Băi, am mai pățit un comun aici în Pantelimon, frate, când se parca în fața la Fortuna acolo. Mă, eu am parcat odată, dar se parca așa în centru. Bă, am parcat odată, dar nu mai era sigurul loc, de era fix pe trecere, mă. Au pus să-ți ia garduri. Bă, și-au plecat toate mașinile și a rămas eu, mă, și m-a postat aia pe mine pe Facebook. O femeie m-a postat acolo pe Facebook, a uitat, domne, cum se parchează, că acest imbecil, gibon, cum a făcut ea pe acolo. Și era... Bă, da, nici dacă era singurul loc rămas acolo, n-aveam voie să parchez. N-am mai pățit-o așa. Mă rog, zice aici să parchează, domnule, zic, da, erau mai multe mașini, zic, greșeala mea, mai zic că da. Ce prezentație și mie actele mașinii și permisul și buletinul ăla, zic, gata. Intru în mașină, iau talonul cu ce trebuie să-i dau cu asigurare, mă duc, scot din portofel și le dau așa și zice, hai, dismutați mașina mai în față. Bă, și mă urc mașină, cine știe, cu automata, nici nu știu unde să mă uit, mă uit în monitor sau în cameră, o să oscilez. Și știi, cu automata, calc frâna, știi că e pe parc, o lăsasem pe parc. Calc frâna, apăs de cheie, face... Și atât. Mamă, am știut direct, mă, că faci groasă, am știut direct. Eu când am plecat de acasă, eu aveam o eroare de la Sonda Landa ceva în bord și știam de ea de la când am fost la mecanic. Și am văzut că nu mi-a apărut eroare și eram, bă, what the fuck? Deci ceva se întâmplase. Și nu mai pune la mașină. Și domnule, zic, doamne, am rămas fără bateria. Acum, de seama, mi-era și urât. Să uitam și oamenii de acolo. Erau și niște copii mai mulți cu un BMW în față. Stăteau, vorbeau cu... erau doi polițiști, unul mai bătrân, unul mai tânăr. Eu cu masca pe față, cu șapca în cap. Nu, îmi dau șapca jos acolo, pun în mașină. Am căcat pe mine. Zice, haideți și îmi dați actele după ce mutați mașina. Zic, bine, acum nu era pe neutral ca să o pot să o împing. Am înțeles și eu că nu e de la neutral. Vine polițaiul ăla altul tânăr și ăla zice, ia ziceți domnul, ce ați făcut? Și domnul zic, vă pricepeți mai mult cu automatele? Că eu nu știu, frate, nu mai pornește asta. Zic, cum fac și eu să o pornesc? Că nu știu, am rămas fără baterie, n-am rămas fără baterie. Să uite, și ăla nu știa nimica.
tinerea ăla se uită, vine mai lângă mine, aproape de ușa mașinii și zice, cea, nu știam unde steau, zice, conacul? Și zic, da frate, sunt. Acum m-am bucurat un pic, că îți dai seama, ei dă bine. Zice, ce-ai pățit? Zic, bă, uite, nu mai plăși. Zic, mamă, nu știu, că nici eu nu știu. Zice, dar ai buton? Zic, bă, am buton, dar e electric, frate. Apăs pe buton, trag, nimica, zic, bateria o am în spate. Mamă, mâncați, ești gata, dă-i cu polițaiul. Și polițaiul stătea lângă mine și stăteam în mașină și eu eram, mamă, mi-era și frig, eram în... Deci exact așa eram îmbrăcat. Exact cum mă vedeți acum și cu jlapi, ca să înțelegeți. Eram așa îmbrăcat. Mamă, mâncați, ești gura ta, frig la 4 dimineața, 3:44 dimineața, la 4:40 un pic am plecat. Nu mai puteam de frig, mâncava și groată, ale. Vine și polițaiul ăla, altul, și cred că am vorbit nu știu ce între ei, și vine polițaiul ăla, altul, mai bătrân, așa, chinuț, zic, haide mă, curacule, și zic, hai mă, că e gata, e de Caterinca, zic, na, o e un pic mai funny. Deși eram roșu tot, că nu pornea mașina, că... Cat. Bă, mâncava și gura, să-și uniceți, mă, că iese, vine, era o femeie, că ăsta poliția, eu cred că făceau, frecventau mereu pe acolo, ăsta mai bătrânul. Și vorbea cu o femeie de la frecătorie, spălătorie, de la dristor de acolo. Și acum femeia vine și ea lângă mașină și îl cheamă pe unul de mașină, frate, și ăsta îi zice polițaiul, bine, am încercat noi între timp. Am încercat între timp, ce credeți? Am deschis capota, ne-am uitat că eram, am dat drumul la live pe Instagram. Zic, bă, să mă ajute cineva, că m-au lăsat timp vreo 5 minute, 3 minute mașină, 4 minute. Și am dat drumul la Instagram, am pus acolo telefonul în bord și zic, bă, ajutați-mă și pe mine vreunul pe Instagram, era vreo 200 de oameni rapid. Zic, bă, am și eu, uite, nu știu cum să pornesc mașina, zic. Portbagajul nu pot să-l deschid. Îmi zice cineva pe Instagram și bă, vezi că din cheie poți să scoți cheia, nu am la mine, zice cheia să scoate, gen, e o cheie de aia pe care o bagi în contact și o lași acolo, adică nu e clasică, și zice apeși pe un buton și să se scoate cheia, să desfacem două, zice poate nu mai e baterie, nu știu ce. Bă, mă duc în spate, nu știu ce făceam, am scăpat cheia jos, nu știu cum, a dat mașina, a pornit mașina, gen, a pornit avariile. Și eu acum mă duc repede, bă, cheia, nimic, mamă, cazul. Vine ăla, deci era femeia aia, așa, doi polițiști, vine ăla, vine femeia aia, vine unul de acolo, din dristor. E, mă, tu ce-ai făcut aici? Mamă, mâncați acolo. Zice, așa ai problem la mașini de-astea șmechere, lăsat? Zic, bă, ce lăsat, bă, că eu prost fit, la mine mers pe jos, eu nu am avut mașină, eu Skoda. Eu tot le ziceam, oia, bă, nene, că eu nu... încercam să mă dau cumva, eu eram cu mașina aia, dar încercam să mă dau cumva, domnule, eu nu știu cum mașină, că nici nu știu ce... Da. Nu știam că am pornit în față. Dacă bateria în spate, eu zic, bă, nu deschid capota, că deschid degeaba. Nu știam că am pornit în față. Tate, așa, că cine a fost pe live știe că nu mănâncă cat. Acum, eu am evitat pe live să-i filmez pe băieți ca să nu să fie... Na, nu vreau să filmez poliția, uite ce sunt eu, că poate fac și probleme și să nu fie... S-auzeau ei pe fundal, cine a stat pe live, eu glumeam cu polițaiul, cu eu, bă, că o spar, că pun toporul pe aia, că polițaiul făcea, bă, nebunul, nu mai da cu cheia pe jos, las-o așa. Polițaiul m-a recunoscut și unul și altul. Și acum, bă, băiatul, deci eram lângă mașină doi polițai, femeia de la serviciu, unul ieșit din dristor, mai venise unul de pe lângă ei pe acolo și stăteam noi lângă mașină și să bag doi la semafor, cine știe, semafor fix acolo. Să duce polițaiul ăsta tână, ce ai că întrebăm pe peziști așa, să duce la ăla, domnule, da, deschide la geamă, ce vă pricepeți mai mult cu mașină, că astea ăia, au un taxi în spate, face semn în poliția aia, zice, da, te pricepi cu mașină, da, ai, să-i dăm curent, ai cablu, da, hai trage aici, gata, a venit ăla, cum zice poliția, taximetristul, a tras mașina în fața mea și acum să-mi pună curentul, noi tot, Caterinca, ce zice, făceam Caterinca. Între timp, gen, când se uitau ăia, dacă nu-i ajung cablurile, deci că erau mici, poliția a zis că nu le ajută să bătrân, dă până stație, mâncava așa, și l-am auzit. Un coleg care are să-mi dea și mie niște cabluri de curent pe la dristor, dacă se poate. Am înnebunit, zic, nu se poate. Zic, ce faci, bine, dă-i dă-mă să vină cu cabluri. Zic, mamă, bă, frate, poliția, frate, poliția. Când noi vorbim despre poliție, de obicei când? Când trebuie să luăm o amendă, nu ne-o dă și ne iartă și atunci, mamă, poliția, nu, bă, te fac și gesturi de-astea. Și acum, băiatul ăla, dă, ăsta găsește cablurile și ce s-a apucă, mânca bași groava asta, bagă bot în bot mașinile, un Logan de taxiu, cu un bot în bot cu audio meu și pune cablurile de la el acolo, bă, și în față, cine știe, sunt alea mai mici la Audi. Bă, și când a pus plusul și când a pus minusul, a început să iasă scântei mari, mamă, zic, gata, ars-o. Zic, gata, a făcut scurt bateria, curentul tot, s-a umflat bateria, zic, gata, explodează. Eu țipam cu live-ul mână, eram, bă, nu mai, mamă, mâncați, zic, gata, ăla, nu, că nu știu ce. Mă bag în mașină, zice, dă-i. Între timp a venit
Încă un echipaj de poliție. Băi, jur pe măicuța mea. Când a venit echipajul de poliție, un tânăr cu o tânără, polițistul ăsta bătrân zice, hai bă, vină cu asta, le vezi pe colacu. Băi, mă jur pe măicuța mea, să dea Dumnezeu să n-apuc nimic dacă vin cu ceva. Băi, deci am înnebunit. Zic, hai bă și mă, vină cu asta. Mai mă. Vine ăla cu femeia, zic, să rămână la doamnă. Doamna, nimic, nu schița femeia. Erau tinerică așa, la vreo 25 de ani. Nimic nu schița, bă. Ăsta, hai mă, dă-i acolo, bagă de curent. Ăsta la altul care a venit acum. Ăsta n-avea chef de Caterin. Mă bagă mașină, pula, ăla era cu alea puse, știi? Mă bagă mașină, dau, nimic. Ăsta care a venit nou, polițistul, erau patru polițiști, un taximetrist, unul, femeia aia și încă unul din, de la... Socul, la distor acolo, lângă mașină toți erau. Bă, râdeam, deci Loganul în față, mașina mea la mijloc, poliția în spate, ăștia care a venit noi, încă o poliție în față, deci râs și panorama, cu girofare pornite, cu lumini pornite, zic, gata, mă, ce să mai... Toată lumea s-a uitat, râdea, care mai stau și acolo la, la semafor. Zice, dă-i, îi dau iar nimica. Mamă, că e moartă ăsta nou care a venit acum. Bă, dar e moartă de tot. Zic, lasă-mă cu ea până la urmă, că eu am pornit Skoda 1.9 TDI cu un 1.2, un Opel Corsa, nu, la pădure, când a rămas eu fără baterie. Și cu cabluri de alea subțire, să avea cabluri groase. Mamă, dă iar, dă-i, nimic. Dar acum vine ăsta, cum zice, taximetru și zice, bă, da, o duc în spate, să-ți dau în spate, că mie, când mi-a dat curent, nu pornea. Dar zice, măcar deschide portbagajul. Am deschis portbagajul și la portbagaj am unde la, dar se ridică și bagi la baterie. Am o baterie dublă decât Loganul, ești de mult, tataie. Zice, hai, mă duc în spate, dă-i săputa. Duce în spate, îi pune pe ăla, zice, ia dă-i. Că el a zis, domnule, că până ajunge în spate să pierde curent. Am înțeles ce pula că lui a zis, dar mă rog. Ia dă-i. Băi, când i-a dat și am luat-o, mamă, gata. Acum ce faci? Polițistul zice, eu m-am luat să fumez, am închis live-ul, mă iau să fumez o țigară și polițistul zice, bă, da, zici tu să rămână la taximetrist acolo. Zic, băi, moșul, zic, dar n-am, mă. Chiar n-aveam bani scoși, nimic, am 7 lei, 8 lei aveam. Și când m-a luat poliția și m-am dus înainte, după ce a rămas fără baterie și le-am lăsat, asta cum îi zice, după ce le-am lăsat actele, mi-au verificat actele, am zis, bă, până mut mașina, zic, mă duc să-mi iau și o comandă din interior, gata, du-te. Și mi-a citit unul la intrare și aveam 8 lei, frate, și am dat la 5 lei la intrare acolo. E, știți voi, boschetar de aia după acolo. Bă, Nenicula zice, și tu, mulțumesc, zic, bă, dar nu am, frate, bani scoși, de unde scoși eu? Și nu mă zici tu, mulțumesc. Nenicula, da, te pup să rămână, n-am, că sărac. Mai după aia la final a venit un boschetar, dă-și mie o țigară, țigara am boss. Rămân, deci am mutat mașina în față cu ușile deschise, erau ambele uși deschise. Între timp eu am încercat cu polițistul ăsta bătrân și cu ăla tânăr să intrăm, am rabatat scaunele din față că-i cupe audio. Să intrăm în spate, din locurile din spate în ăla, până ăla de mijloc. Ce să intrăm, mă, că e nebun, e pe sistem. Nu puteam. Am răvășit toată mașina acolo. N-aveți ce să zice, eram cu ușile deschise. Am pornit-o, am dat-o cu ușile deschise. O mașină mai în față, dar zicea aia că lovesc mașinile pe acolo. Am închis ușile, m-au oprit, erau ăștia patru polițiști rămași. Și acum stăteam la curs la mașină și zice, băi, dar ce să te faci de cramă bună acum la poliție. Zic, bă, nu mai există altceva aici. Zic, gata, poliția rămână, suntem așa. Ce credeți, mâncava și cu vostru? Zic, dar doamna nu prea, zic, doamna, cred că e supărată, ne pușcă cu pistolul. Da, tu zici, toți mă nebunule, că era pe Caterinca, polițistul bătrân. Toți mă nebunule, că de la jandarmerie. Eu când am auzit de la jandarmerie am început. Mamă, și câtă bătea am luat de la jandarmerie? Băi, și când am văzut-o pe femeia, că a făcut așa, mă, gen, ea vorbea cu băiatul și a făcut așa. Zic, nu, că nu-i trecut timpul nici acum, zic, ar mai intra așa vreo 4 bulane pe la coaste, pe aici, am lăsat un pic de loc. Zic, am luat la bătaie Nenicule, zice, și mai vrei? Zic, nu mai vreau. Am stat, am fumat o țigară cu polițiștii ăia, l-am mulțumit de poliție. Hai, bă, du-te acasă, fuge repede acasă. Am plecat acasă. Zic, bă, numai eu eram bun de pățit așa ceva. Am zis faza pe repede înainte și cu destul de multe detalii ca să pot să o postez, că e ceasul deja 6 dimineața, 5:54 când filmez treaba asta. Să vedeți și voi de ce în stare coina cu vostru, mă, tată. Da. Apropo, ați avut vreodată probleme cu poliția? Dacă dă bine sau dacă dă rău, scrieți-mi în comentarii acolo. Vreau să au și o părerea voastră și sper că v-a plăcut clipul ăsta, da? Hai, v-am văzut că vă pup, fratele, la final zile contează doar să aducă să râzi. Timpul te cel mai important, ai grijă cu cine ți-l pierzi. Conaco oficial pe Instagram, Conaco bifă pe TikTok, Conaco.shop, merch, Blanaos,